Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Gemeni pentru luna iulie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Gemeni în luna iulie 2024. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Gemeni în luna iulie 2024. Avem deja un mesaj. Avem 7 de cupe. Aveți multe oferte. Multe oferte, dar nu știți ce să alegeți și nu știți care este varianta cea mai corectă, da? 5 de monede. Wow, ce se întâmplă cu voi, dragi gemeni? Și asul de cupe. Sunteți invitați la un nou început. Dar voi cumva aveți mai multe oferte în față? Wow, și din nou... Încă un nou început, aici avem asul de bâte, da, abundență emoțională aici. Sunteți îndrumați către noi începuturi, multă pasiune, multă atracție, multă acțiune în această lună. Este o lună a iubirii pentru voi, pot să zic, da? Cumva visați cu ochii deschiși unii dintre voi. Sunteți visători, sunteți cu capul în nori, da? Parcă vă bucurați de viață, așa, parcă plutiți, da? Gustați din toate, dar aveți grijă, da, cu aceste oferte, că nu toate sunt bune, da, această confuzie, da, cumva sunteți așa visători, dar aici avem un 5 de monede. Poate unii dintre voi ați avut o perioadă grea, da, în care ați fost abandonați, ați fost singuri, poate ați avut pierderi financiare, poate probleme de sănătate în unele situații, a fost un pic dat peste cap, dar apare vindecare, apare noi începuturi, apare o nouă dragoste, o nouă pasiune, da? Un nou loc de muncă pentru voi. Apare stabilitatea. Da? Vă reveniți după o perioadă, da, destul de grea pentru voi, în care s-au întâmplat destul de multe, da? Și acum apare această nouă șansă, o nouă ofertă. Este ceva plăcut, este ceva care vă încântă, vă place. Ia să vedem despre ce este vorba aici. 8 de bâte, multă comunicare, multă pasiune, multă mișcare, da? Multe deplasări. Foarte frumos. Vești foarte plăcute în această perioadă. Veți fi foarte deschiși. Foarte frumos. Ia să vedem. Valetul de spade, da? Căutați soluții, căutați rezolvări. Unii dintre voi, da, ca să ieșiți din această confuzie, ca să ieșiți din aceste pierdere, din această stare de singurătate, da, de abandon aici cu cinciul ăsta de monede. Sau poate unii dintre voi cumva stârniți curiozitatea unei persoane, da, care vă urmărește, da, se interesează de voi, ce faceți, cum vă merge, da, poate unii dintre voi v-ați despărțit recent, da, ați fost abandonați, ați fost părăsiți de partener, parteneră și cumva... Vrea să vadă ce mai faceți, da? Sau la locul de muncă, da? Poate ați încheiat acolo, ați plecat, ați renunțat la acel loc de muncă și acum cineva se interesează de voi, da? Să vadă ce faceți, cum vă descurcați sau cum ați reușit să o luați de la capă, da? Să vă reveniți. Da, aici avem un 8 de cupe, da? Deci plecați, abandonați această stare, da? Și voi la rândul vostru, chiar și emoțională, da? Nu mai stați acolo... Așa debusolați și dezorientați, da? O luați de la capăt, lăsați în urmă tot ce a fost rău, da? Tot ce va provoca suferință. Foarte frumos. Vă reveniți de-a dreptul, vă puneți pe picioare. Regina de bâte, da? Posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător. Aici este o persoană care poate este în jurul dumneavoastră, da, o prietenă sau cineva apropiat care vă cumva vă ghidează, da, vă spune
și vă îndrumă, da, să o luați de la capăt, să acționați sau vă atrage această persoană, vă simțiți atrași, această persoană cumva vă dă acel impuls, da, de a lua-o de la capăt, simțiți, vă simțiți foarte atrași de această persoană sau dumneavoastră cumva vă schimbați atitudinea, acționați cumva și atrageți atenția unor persoane, da, sau unei persoane în jurul vostru. Deveniți mult mai determinați, da? Luptați pentru ce e al vostru, aveți parte de un succes, de o victorie, de un câștig, da? Foarte frumos. Multă pasiune, multă atracție aici. Da, din nou, optul de bâte. Comunicare, poate comunicați prin intermediul internetului, da? Online, cu o persoană importantă din viața dumneavoastră. Șasele de spade. Aici vorbim despre un drum pe care îl faceți sau renunțați la a vă mai face tot felul de gânduri, da? Și cumva renunțați la aceste gânduri, da? La aceste oferte care au tot venit sau n-au fost ceea ce dumneavoastră v-ați dorit, da? Sau o călătorie care chiar o faceți, da? O deplasare destul de importantă pentru voi, un concediu bine meritat, da? Vă odihniți unii dintre voi, vă luați așa o pauză, da? Foarte frumos. Dar apar lupte, da? Lupte interioare, poate aici cu cinciul de bâte, lupte interioare sau poate competiție, da? Pentru un post sau pentru inima cuiva sau poate cei din jur, da? Cumva cineva se luptă pentru inima dumneavoastră de a vă cuceri în unele situații, da? Dar și chiar dacă este pentru un loc de muncă, da, veți câștiga garantat acel loc de muncă, acea poziție pe care vă doriți, persoana pe care vă place, da, vă dă semne că și el sau ea, da, vă place, da, sunt pe aceeași lungime, da. Dar se pare că mai sunt și persoane în jur care își doresc cam același lucru ca și dumneavoastră. Sau poate sunt doar lupte interioare, da, în care, na, treceți printr-o transformare voi, da. Și până ajungeți la aceste noi începuturi, da, cumva trebuie să vă luptați cu voi, să vă hotărâți, da, să ieșiți, să prindeți curaj, să ieșiți din această stare. Foarte interesantă citirea voastră. Regina de monede. Aici posibil să aveți de-a face cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aveți pe cineva în jurul nostru care vă susține din punct de vedere financiar, vă este alături, poate mama, da, are un rol important în această perioadă, vă susține, da. Sau cereți ajutorul unei astfel de persoane, da? Și vă ajută, vă susține sau voi cumva reușiți să ajungeți la această energie, da? De regină de monede. Foarte frumos. Vă reveniți după o perioadă agitată, da? Ia uitați, patru de săbii, cum am și spus, da? Vă doriți o pauză, un concediu, da? Și cărțile confirmă acest lucru, aveți nevoie de această pauză, aveți nevoie de un concediu, de a vă relaxa, de a vă detașa de tot ce a fost până în prezent, da? În luna iulie voi reușiți să vă reveniți, să ieșiți dintr-o situație destul de apăsătoare pentru voi. Foarte frumos! Da, foarte multă comunicare, foarte multă pasiune, foarte multă acțiune la voi. Da, din nou această... Din nou aveți de-a face cu zodiile de foc, da? Deci se pare că aveți... ceva aparte, da? Sunteți atrași de cineva aparte. Zodia Leu, posibil să fie, da, să aveți de-a face sau nu, este aici, aveți puterea, da, cum am și spus, să treceți peste această provocare, peste această dezamăgire, abandon, da, peste această iluzie. Foarte frumos. Vă luptați pentru ceea ce e al vostru. Foarte frumos, o energie foarte frumoasă. După o perioadă destul de grea, aici avem magicianul. Da, vă reprezintă și pe voi, dar și zodia fecioară. Cumva aveți toate elementele la îndemână, da? Voi poate nu le-ați văzut până acum pentru că ați tot bâșbâit, ca să zic așa, până să ajungeți la ofertele corecte, da? Și să îndeplinească o dorință, da? Aveți toate elementele la îndemână să ajungeți acolo unde vă doriți, să vă vindecați, să vă reveniți, da? Dorința vi se îndeplinește în această lună. Foarte frumos. Manifestați dorința, da? Deci o puneți și în aplicare.
vine această ofertă către voi, vine către voi aceste noi începuturi, numai să fiți deschiși, să ieșiți, da, din această confuzie, să vedeți clar, da, ce se întâmplă în jurul vostru, să acționați atunci când trebuie, da, să nu stați în această stare de abandon ce a fost odată, da, să aveți puterea să treceți peste această iluzie, da, și confuzie în care ați fost. Sau poate unii dintre voi încă mai sunteți, da, și nu reușiți, dar veți avea curajul și va fi cineva lângă voi care vă va susține și vă va ghida. Sau voi cumva luați model acea persoană și vă prindeți curaj să mergeți, să o luați de la capăt, da? Foarte frumos. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.